Așa, dar atunci începem lecția la clasa 11. Dragilor, și nu stă pe gânduri, pornim repede la treabă. Poftim, Ciprian. Folosind criteriul creșetului să se calculeze. Cum, mă? Creștiul, pardon. Băi! Folosind criteriul creștiului. Deci folosind... Folosind... criteriul creșterii. Așa? Să se calculeze. Să se calculeze. Zim. Punctul A. Limită pentru x tinde la plus infinit. Limită pentru x tinde la plus infinit. Din x pătrat supra x plus 1. X pătrat supra x plus 1. Deci limită pentru x la plus infinit, x pătrat supra x plus 1. Da. Hai să vedem ce șanse avem. Cum putem face aici acest registru? Dacă aveți vreo idee. Păi dacă ar fi să locuim cu plus infinit, da. Da, infinit. Infinit pe infinit, da? Acum... cum întâmplă să iau eu? Când avem nicio noțiune așa. Am să vedem despre el, că spune că nu înțelegi nimic ce scute la școală acolo. Avem un pic de răbdare, Ciprian. Da. Ca să o luăm de la început. Uite, dacă avem o funcție, funcția f de x egal cu 1 pe x, să zicem așa. F de x egal cu 1 pe x. Ce înțelegi tu printr-o funcție? Ce face o funcție? Așa cum am dat acum, e suficient? Nu. Ce trebuie să mai fac? Specific. Așa, domeniul definiției. Da? Adică trebuie să specific ce x am la dispoziție, cărora le pot găsi y, nu? Domeniul definiției. Asta înseamnă. Mulțimea celor x pentru care putem găsi imagini. Da. Deci trebuie să spun f definită pe... Ai putea să spun care este domeniul definiției? Definită pe a cu valori în b. A cu valori în b, în general, așa e generic vorbind așa. Dar cazul nostru, concret, modelul. Noi avem modelul, e funcția ca rețetă, rețeta după care obținem y, asta este 1 pe x. Întrebarea este ce valori să dau lui x? Pentru orice x aș putea găsi imagine? Ciprian. Ce funcție este dată aici pe tablă? Este funcția fracție. Ce știm despre fracție? Nu trebuie să aibă numitorul 0. Nu trebuie să fie numitorul 0. Că dacă în loc de x punem 0, împărțit la 0 nu are rost. Nu pot să fac un număr la 0. E diferit pe Q cu diferit de 0? Cum să fie diferit pe Q? Pe R chiar. Pe R. Orice număr real poate să fie. 0. De ce să nu fie... De ce numai din Q? Q, Q cu cine este? Ce înseamnă Q? Mulțimea numele raționale, adică mulțimea tuturor fracțiilor. Dar poți fi și radical din 2 la numitor. Deci nu e nicio supărare. Deci de ce spun definită pe R? E definită pe R cu excepția lui 0. Pentru că dacă aș încerca să-i dau lui X valoarea 0, se întâmplă o mare necaz. Împărțirea la 0 nu are rost. Da? Deci când am indicat așa, numai rețeta după care obțin y nu e suficient. Trebuie să indic obligatoriu domeniul de definiție, adică mulțimea celor x pentru care pot găsi imagini. Adică dacă aș face un tabel de valori și aș pune pe linia asta x și de sub y pe care o obțin, trebuie să constat că atunci când x-ul este 0, y-ul nu se poate obține. Și pe aici o să pun o bară. Îmi pare foarte rău. Tu zero, n-ai ce căuta în domeniul definiției. Pentru tine nu pot găsi imagine. Și pare rău despre. Cât despre celelalte valori de la dreapta sau la stânga, putem
pot găsi valori. Hai să încercăm. Când x-ul e 1, cât este? 1. Imaginea. 1 pe 1? 1. Deci facem noi tabelul. Da? Tot ce fac, ce scriu pe tablă, trebuie să scrie și voi. Când x-ul e 2, când x-ul e 2, 1 pe 2, adică 0,5, putem lăsa 1 pe 2, da? Când x-ul e 2, da? Când x-ul e 3, corect, când x-ul e 3, e 1 pe 3, când x-ul e 4, 1 pe 4, da? Și așa mai departe. Și tot am vrea să vedem ce se întâmplă cu cât x și se duc spre plus infinit, ce se întâmplă cu y în momentul ăsta. Când x-ul crește din ce în ce mai mult? Scade. Valoarea scade, că e 1 pe 4, 1 pe 5, 1 pe 100. Nu? Pentru x e egal cu 100 aici, când e 100, imaginea este cât? 1 pe 100. Și așa mai departe. Puncte, puncte. Mă frământă foarte tare să văd că x și se duc spre plus infinit. Ce fac y în timpul ăsta? Deci simt nevoia să fac un studiu, să rezolv problema asta, a comportării, a modului în care y apar când x se duc la plus infinit. De ce fac limită? Că mă interesează ce fac acești x, cât acești y care se obțin câte vreme x se duc la plus infinit. Și voi face, o scrie atunci, limită pentru x tinde la plus infinit, din cât este a? Din 1 pe x, limită pentru x tinde la plus infinit din 1 pe x, egală cu, adică dând noi lui x valori care sunt din ce în ce mai mari, y ce fel de numări sunt? Ce păstați așa ca observație? Ai putea să te pronunți? Păi sunt numeri raționale. Dar ce tendință? Pe cine crezi tu că... Cum vor fi din ce? Bună oară că x-ul este un milion. Y-ul cât va fi? 1 pe un milion. Și 1 pe un milion este foarte mic. Dacă va fi 10 milioane? 1 pe 10 milioane. Mai mic. Spre cine se... 1 pe 10 milioane, 1 pe 1 miliard și mai departe și fel de lume. Din ce în ce mai mic. Spre cine se duc Y aceea? Spre cine? Spre plus infinit, dar... Păi X se duc spre plus infinit, dar Y, mă, ca valoare aici, știi ce fac? Y, scad, dar unde se duc? Spre ce valoare crezi tu că... Spre zero, băi, dacă din ce în ce mai mic, mai... Păi n-am înțeles nimic de limite, tot vorbim de limite. Da. Păi ce am înțeles? Păi dacă suntem la etapa asta, vorbim din nou. Deci, am dat lui x1, am găsit 1, lui x2, 1 pe 2, lui x3, 1 pe 3, x4, 1 pe 4, lui x5, 1 pe 5, 100, lui x100. Am voie să dau lui x100? Da, care rost? 1 pe 100. Când x este 7 milioane, 70 de miliarde și mai departe, da. Din ce în ce mai mic. Deci, de aceea o spun că limitul pentru x tinde la plus infinit din 1 pe x face 0. Deci, y se apropie din ce în ce mai mult de 0. Da? Din ce în ce mai mult de 0. Și descriem asta, limită pentru x tinde la plus infinit din 1 pe x egal cu 0. Adică este vorba de numărul spre care și cârtul de y obținut după rețeta asta se apropie din ce în ce mai mult. Deci din numărul 0. Se vede foarte simplu, nu? Dar dacă zic limită pentru x tinde la, hai să spunem, la tot la infinit, din 7 supra x. Din 7 supra x. Cât face oare limita asta? Tot așa îi dăm valori. Dăm valori, găsim, facem tabelul. Hai să vedem. X și y care apar când e 0, cât este? Nu se poate la 0. Nu aceeași problemă, bară. Când împărțirea la 0 nu are rost. Face 7. Când x-ul e 2? Vine 7 pe 2, adică 3,5. 7 pe 2 lăsăm așa, da? Când x-ul e 3? 7 pe 3. Da. Când x-ul e 4? 7 pe 4. Când x-ul e 5? 7 pe 5. Da.
tot așa, și el și Y cu tinde spre 0. Vă dați seama cât Y, când ăsta de jos crește în continuu, continuu, vor fi el 7. 7 pâini, dar când împarți la o infinitate de oameni, nu îi dai nimic. Nu îi dai nici o firmătură, nimic, nu se vede ce îi dai. Deci, limita asta e tot 0. Deci, are importanță cât ar fi asta de mare? Dacă 100. Limită pentru x din la plus infinit de 7 pe 100. Din 100 pe x, cât face limita asta? Deci în loc de 7 se pune 100. Cât face? Tot 0 face. Deci care ar fi concluzia? Limită pentru x tinde la infinit dintr-o constantă supra x. Da? O constantă supra x, limita asta egal cu 0. Da? Îmi pun o constantă supra x, limita asta este 0. Dar dacă ar fi x pătrat? Limită, hai să vedem, limită pentru x tinde la 0 din 3 pe x pătrat. Cât faci? 3 supra x pătrat. Deci dacă facem tabelul de valori din nou, așa după experiența care o avem până acum, ce se va întâmpla? Când x-ul 1, 2, 3, 7, 9. Tot scade. Adică... Scade sau crește? Crește, da? Hai să vedem. X de la minus infinit la plus infinit, Y ce care apare aici și pune de sub, 0 nu poți să-i dea, nu-i putem da 0, nu? Am zis că îi dăm 1, apoi dăm 2. 3. La 1 cât dăm? 3. Deci imaginea lui 1 este 3. 3, 3 pe 1. Da. Când îi dăm 2? 3 pe 4. 3 pe 4, da. Când îi dăm 3? 3 pe 9. 3 pe 9. Adică 3 pe 9 înseamnă 1 pe 3. Da. Când îi dăm 4, cât ar face? 3 pe 16. 3 pe 16. 3 pe 16 e mare sau e mic? 3 pe 16. E mai mic, sigur că da. Când x-ul ia 5, cât este imaginea? 3 pe 25. 3 pe 25. Din 5 e mai, dar chiar mai rapid descrește, da? Mai rapid, mai viteza mai mare. Deci unde sunt, duc ăștia ca valoare? Spre? Spre 0. Așa cum ai spus tu, crești sau valoarea? Scade. Da? Deci că adică mai vertiginos, mai rapid. Deci cât crește x-ul aici, numărul crește și mai repede. Când x este 100, 100 la a doua, e 100 ori 100, înseamnă 10.000. Și împarți pe 3 la 10.000, deci merge mai rapid spre 0. Deci se duce spre 0 aici. Da? În concluzie, limitul pentru x la 0 din 3 pe x pătrat face 0. Dar dacă ar fi la a 4, x-ul la a 4? Tot 0. Deci nu are importanță. Ideea este că putem spune așa acum. Limită pentru x din de la plus infinit din k supra x la puterea p, ca un p, limita din asta este 0. Da? Limita din chestia asta este 0. Iată-ne pe noi. Am reușit să punem la punct chestia asta foarte importantă. Facem câteva exerciții. Și cum mă duc la povestea ta? Dacă nu pregătesc terenul, nu înțeleg nimic. În foarte mult, mă uitam acum, eram și exerciții rezolvate. Era profundat. Deci n-am temut. Atunci hai să insistăm mai să înțelegem fenomenul ăsta cu limita asta, că n-am mai discutat asta. Din păcate, nu ți-e clar nici ție și probabil cu multe ori am neclar. Analiza matematică
dacă nu avem lucrurile înțelese jos, nimic nu se... 2 ani de zile ești în aer. Dacă nu înțelegi noțiunea de limită. Asta este de bază. Noțiunea de limită se face tot anul și multe alte informații aici, în jurul acestei probleme. Da, să sperăm că te pot convinge. Deocamdată asta e foarte detașat. Deci nu intri în adânc, nu vrei să tragi, înțelegi. Stai un pic mai detașat așa. Vreau să fie cel care să încerci să pătrunzi. Da. Hai să încercăm să luăm o funcție de tip următor. Limită pentru x tind de la 1 din 7 supra x minus 1. Sau să zic așa, dau funcția f de x. Hai să luăm mai ușor. F de x egal cu asta. Deci luăm în felul ăsta. N-am dat decât rețeta. Trebuie să dăm repede, să găsim domeniul de funcție. F de x egal cu 7 supra x minus 1. Cum spunem? F de x pe valoare linear. Cu valoare linear. Adică orice x e bun. Da? Deci F e definit de pe R cu valoare în R. N-ai nicio supărare, orice x e bun. Ia să facem F de 1. F de 1. Pentru că după aia îmi dă numitorul 0 și 1. Aiei! Când vrem să-i facem imaginea lui 1, vom avea f de 1 cât face? 7 supra 1 minus 1 și face 7 supra 0. Și n-am vrea voie. Deci lui 1 nu-i găsim imagine. N-ai spus bine el. El în afară de cine? Cine ne creează probleme? Cui nu-i putem găsi imagine? Lui 1. Deci este f e definită pe R, minus mulțimea formată din 1. Hei, cu valori în R. Adică ce obține sunt niște nume reale. Dar este esențial să fixăm domeniul de funcție. Deci este esențial. Și acum, dacă am încercat să tornim tabelul și să studiem funcția asta, adică să dăm X valori, să vedem ce fac Y, că asta înseamnă, studia o funcție, înseamnă constata un lucru. Ce fac Y când pe x îi urmărește în domeniul de funcție. Așadar, zicem, în 1 trebuie să punem bară. Punem bară că nu există funcția pentru x egal cu 1. Da? X îi vin de unde? De la minus infinit la plus infinit. Deci x sunt la minus infinit la plus infinit. Și aici sunt y. X e de la minus infinit la plus infinit. Și Y e corespunzător. E bine, cum procedăm? Vreau să dau lui X valori. În afară de 1, ce alte valori? 2. Hai să zicem, f de 2 egal cu 7 supra 9, 7. 7 supra 1. 7 supra 1 și face 7. F de 3 7. Egal cu 7 pe 2. Deci în 3 face 7 pe 2. În 4 7 pe 3. Și tot scade când dă 100. Hai să zicem 100. Care e imaginea lui 100? 7 pe 99. 7 pe 99. Îi dau 200. 7 pe 99. 7 pe cât? 199. Pe 199. Din ce în ce cu cât cu X și mă duc acolo spre plus infinit, Y care apar ce fac? Unde se duc? Scad. Scad spre cine se duc? Spre
Spre 0, sigur, spre 0, fără comentarii zic spre 0. Deci eu să spun acum, îmi permis să spun, să trag concluzia asta după analiza făcută, că limită pentru x care se apropie de plus infinit, din funcția aceea de 7 supra x minus 1, limita asta, y-ii ăștia, fac acest lucru, se apropie din ce în ce mai mult de 0. Și iată răspunsul. Înseamnă că am făcut limita acestei funcții. Limita pentru x de 0 plus infinit de 7 pe x minus 1 este 0. Nu la plus infinit, x nu se apropie. La plus infinit, e bine, sunt foarte obosit. Da? Și să... O să încerc să mă concentrez cât mai pot și pe mai oprim, da? Fără nicio supărare. Da. Deci când x tind la plus infinit, face... 0 limita asta, da? Hai să facem la minus infinit. Ce fac în perioada asta? Y care apar. Deci o să dau valoarea 0, da? Pentru 0, pentru x egal cu 0, rezultă că f de 0, cât este? F de 0, 7 supra minus 1. Minus 7. Când e 0, e minus 7. Când e minus 1, minus 7 pe 2. Când e minus 3, minus 2, pardon. Minus 7 pe 3. Când e 3, minus 3. Minus 3, da. E cât? Minus 7 pe 4. Da. Și așa mai departe, când tot x și se duc înapoi spre minus infinit, y ce fac? Scad și scad și ei din ce în ce mai mult. Deci va fi spre 0 în final. 0 negativ spre 0. Din ce în ce mai mult, tot de 0 se apropie. Da. Ca valoare. Că e cu minus, așa, minus, minus, dar tot spre 0. Și mai ales când sunt foarte, foarte mult, spre 0 se duc. Aici se duc tot la 0. Nu a rămas o zonă care n-am cercetat-o între 0 și 1. Deci, între 0 și 1, adică mă pot apropia de 1 foarte mult, fie că vin cu x din stânga, hai să o luăm din stânga. Care ar fi o valoare care este între 0 și 1? Hai să luăm jumătate intervalul. 0 pe 5 sau 1 pe 2? Da, da. Hai să zicem. Pentru x egal cu 1 pe 2, rezultă că f de 1 pe 2 egal cu 7 supra 1 pe 2 minus 1. F de 1 pe 2 face 7 supra 1 pe 2 minus 1. Și egal cu 7 supra minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Da? 7 supra minus 1 pe 2. Minus 14. Da. Da? Minus 14. Deci când x-ul este 1 pe 2, y-ul este minus 14, am spus, da? La 1 pe 2 este minus 14. Hai să luăm jumătatea jumătății. Să zicem 1 pe 4. Deci intervalul dintre la 0 la 1 pe 2 îl împart în două. Așadar, eu vreau să văd ce se întâmplă când mă apropii cu x de cine mă apropii? De 1, da? Și am luat așa. Am luat mai întâi ce valoare am luat-o. Aici este 0, nu? Da. Și la 0 când o dat? Mai zic, pun așa. E minus 7. Așa am obținut. La 0, da, minus 7. Uitați-o, la 0 e minus 7. La 1 pe 2, aici undeva este 1 pe 2. Am obținut imaginea minus 14. 1 pe 4 înseamnă să închipui pe aici undeva este, da? 1 pe 4 e mai mic, în stânga. Da. Cât este la 1 pe 4? Hai să facem f de 1 pe 4. Deci f de 1 pe 4 este egal cu 7 supra minus 1. 28. Păi vine cât? 1 pe 4, cât este? Minus 1, nu?
1 pe 4 minus 1. Și egal mai departe cu 7 supra 4. 1 minus 4 face minus 3 pe 4. Și egal mai departe cu 7 ori 4 pe 3. 7 ori 4 pe 3. Minus 4 pe 3. 4 pe 28 pe 3. Minus 28 pe 3. Deci face minus 28 pe 3. Care face, ăsta e un număr, da? Minus 28 pe 3. Înseamnă că aici pun minus 28 pe 3, da? Minus 28 pe 3. Hai să facem, să jumătățim spațiul de la 0 până la 1. Îl dăm în 2, face 1 pe 8. Cât face f de 1 pe 8? Deci f de 1 pe 8 este egal cu, lucrăm. Egal cu 7 supra 1 pe 8 minus 1. Egal cu 7. Bun. Face 7 supra 1 pe 8. Ai spus minus 1. Și face 7 supra 1 minus 8. Adică face cât? Minus 7. Supra 8. Și face 8, 7 ori 8. 56. 56 supra 8. Și face, simplificăm, 8. 7 ori 8. 56 supra minus 7. Supra minus 7, da? Și simplifică și face minus 8. Așa. Minus 8. Poate s-a greșit pe aici, pe undeva, că nu trebuia să fie minus 28 pe 3. Poate e bine. Minus, cât am zis? La 1 pe 8? Minus 8. Hai să ne ducem și partea asta, să ne apropiem de 1. Jumătatea distanței între 1 pe 2 și 1 este 1 pe 2 și cu un sfert ar fi cât? 3 pe 4. Da? 1 pe 2 și cu 3, 3 pe 4. 3 pe 4. Cât este f de 3 pe 4? F de 3 pe 4 e egal cu 7 supra 3 pe 4 minus 1. 7 supra 3 pe 4 minus 1 face 7 supra 3 minus 4 totul pe 4. E egal cu 7 supra minus 1 pe 4. 4, 28, 28, supra, minus 1. Minus 28. Minus 28. Deci imaginea lui, cât? Lui 3 pe 4 este minus 28. 3 pe 4 l-am pus aici, este minus 28. Și acum mai adunăm jumătatea intervalului ăsta. La 3 pe 4 mai adugăm o optimie. Da? 3 pe 4 plus o optime. 3 pe 4 plus o optime. Amplificăm aici. 2 și vine 6 și 1, 7 pe 8. 7 pe 8. Și face f de 7 pe 8. 7 pe 8 este egal cu 7 supra 7 pe 8. 7 supra 7 pe 8. Minus 1. A, minus 1. Nu? Minus 1. Aducem la același viitor, trece 7 supra 7 minus 1 pe 8. 7 supra minus 1 pe 8. Deci minus 1 pe 8 face, da? Și face 7 ori 8, 56. Deci minus 56. Deci face minus 56. Așadar, unde a 7 pe 8. Aici undeva se află 7 pe 8. Da? 7 pe 8. Și face minus cât? Minus 56. Observăm că din ce ne apropiem, sunt din ce în ce minus 28, minus 56 și din ce în ce numere negative, dar mai mari, nu? Deci, practic, sunt mai mici vorbind la drept. Și când ne apropiem foarte, foarte mult de 1, vor fi minus, nu știu, despre minus infinit, practic, se duc.
cresc ca valoare absolută, dar sunt toate negative, deci scad. Se duc spre minus infinit. Așadar, îmi permit să spun că limita la stânga lui 0, când noi am venit cu x și din stânga, la stânga lui 1, pardon, limita la stânga lui 1, nu? M-am dus cu x și din stânga. Limita la stânga lui 1, egal cu limită pentru x care se apropie de 1, dar sunt mai mici de 1 tot timpul decât 1, x mai mic decât 1, din f de x, adică cine este f de x, în cazul meu, din 7 supra x minus 1, egal cu minus infinit. Vedeți? La stânga, așa am constatat că se întâmplă. X și acestea din partea stângă fac ca Y-ii, studiind, așa fac ca Y-ii și duc la minus infinit. Ca concret. Da. Eu nu m-am putut duce. Dar dacă mă duc foarte, foarte, foarte aproape de 1, aproape cu creta nu mai pot reprezenta. Da. Dar cu ochiul minții, sesizăm ce se întâmplă, da? Când X se apropie din ce în ce mai mult de în partea stângă, face cât, am spus, minus infinit, da? Și tot mă pot apropia cu X și dincolo din partea dreaptă. De ce vorbesc de limita la stânga, limita la dreapta? Nu știu dacă s-a vorbit la clasă, nu s-a vorbit. Ăsta e motivul. Când punct nu mă pot descurca, chiar în punct nu pot găsi imaginea, atunci vreau să aflu informații urmărind X-ii, fie din stânga, fie din dreapta. Da? Deci pe lateral, ca să văd care este situația. Și cu felul ăsta, noțiunea de limită, m-am străduit așa când am putut, să-ți atrag atenția că, de fapt, a face limita unei funcții într-un punct, cum a fost aici, în punctul 1, nu ne putem duce chiar în 1 să înlocuiești. Și atunci studiem ce se întâmplă cu Y și când X-ii se apropie de 1, fie din stânga, fie din dreapta. Din stânga ai văzut că se duc din ce în ce, sunt din ce mai mici la minus infinit, iar din dreapta se duc spre plus infinit. Da? Deci asta este povestea cu noțiunea de limită. Când ne-am văzut că X se duc la plus infinit, am constatat că X se duc la 0. Când am văzut la minus infinit, când X se ducea acolo, Y se ducea tot la 0, eu prima și chiar nu mai pot. Să mă scuzați că asta e situația. Sunt foarte obosit azi, am avut o zi grea. Așadar, la revedere, pe curând. Pe mâine seară, da? Deci nu merge niciuna din astea, nu? Care? Nu merg mai, că... Atunci, nu duc mâine și cumpăr. Trebuie să intre acolo, știi? Deci trebuie ceva mai adus.